Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Dragi prieteni, atunci când ne gândim la ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi, inima noastră ar trebui să fie plină de recunoștință pentru o onoare deosebită pe care El ne-a făcut-o. Onoare pentru că Domnul Isus ne-a făcut părtaj la jerfa Lui, jerfă pentru ispășirea păcatelor noastre. Această părtășie a fost și este exprimată de cina pe care Domnul a lăsat-o ca un act special pentru viața bisericii. În seara în care a fost vândut, Domnul Isus s-a întâlnit cu ucenicii pentru a comemora împreună Paștele Evreilor. Nu este întâmplător actul Domnului nostru dacă ne aducem aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu atunci. Pe vremea când s-a început pentru prima dată sărbătorirea Paștelor, evreii erau robi în țara Egiptului. Dumnezeu lucra într-un mod extraordinar în mijlocul lor, Moise fiind cel pe care îl folosea Dumnezeu pentru scoaterea poporului din robie. În câteva rânduri au primit aprobarea din partea lui Faraon pentru a pleca, și apoi acesta se răzgândea în ultimul moment și întorcea din drum. Însă, într-una din zile, Dumnezeu le dă evreilor o poruncă cu totul aparte. Fiecare dintre ei, fiecare familie mai precis, trebuia să ia un miel, să-l taie și cu sângele acela să ungă stâlpii ușilor. Acel sânge era un semn. Dumnezeu a trimis îngerul morții pentru toți întâi născuții din Egipt. Acest înger nu întreba dacă este vorba de o familie de evrei sau una de egipteni. Pentru că el avea un semn: sângele. Acolo unde era acest semn, însemna că Dumnezeu răscumpărase familia aceea. Oricine nu avea semnul, avea de-a face cu acest înger al Domnului care lua pe orice întâi născut din casa lui Faraon până la cel din urmă om din Egipt. Dragii mei, ne putem oare imagina ce a fost acolo? Câte familii erau îndurerate? Câte nu și-au spus soare, era atât de simplu și eu puteam să pun sânge la ușă. Dragii mei, Domnul Isus, în acea seară, a dat ucenicilor paharul cu rodul viței, spunându-le că acela simboliza sângele lui care va curge pe cruce pentru iertarea păcatelor. Dar sângele acesta mai este și cel care parafează un nou legământ. Cu alte cuvinte, Dumnezeu încheia un nou legământ cu omenirea. Primul legământ era făcut cu poporul evreu. Domnul pecetluise cu acel sânge pe poporul legământului. Acum nu mai este vorba doar de poporul acesta. De acum, Domnul Isus a venit să deschidă calea tuturor către mântuire. De acum, oricine putea beneficia de această protecție a sângelui. Vedeți, și atunci, la fel ca și acum, este vorba de credință. Era nevoie de credință pentru a unge stâlpii ușilor cu sânge. Oricine nu o făcea avea să regrete amarnic. Dar oricine credea în ceea ce spusese Dumnezeu prin Moise, avea să se bucure foarte mult. Dragii mei, Domnul Isus le spune ucenicilor și ne spune și nouă că sângele lui este garanția noului legământ pe care Dumnezeu îl face cu oamenii. Așa cum pentru cei din vechime a fost o garanție pentru viața lor, va fi la fel pentru noi. Dar să trecem la un alt aspect legat de cină. Este vorba de părtășie. Ioan este cel care descrie în detaliu atmosfera cinei din acea seară. Ucenicii avuseseră o nouă dispută legată de cine o să fie cel mai mare între ei după ce Domnul va pleca. În acest context, Domnul Isus ia un lighean cu apă și trece pe la fiecare pentru a-i spăla picioarele, dându-le o nouă lecție în ceea ce privea genul de relație care trebuia să existe între ei. Este vorba despre părtășie, așa cum spuneam. În cadrul bisericii, preocuparea nu trebuie să fie cine este cel mai mare, ci cum se poate sluji mai bine. Mai târziu, când deja biserica era instituită, Pavel se adresa bisericii din Corint și în legătură cu cina le atrăgea atenția că ei o foloseau ca pe un ritual ale cărui principiile ne socoteau tocmai prin trăirea lor. Cina, vedeți, nu este un ritual ezoteric, mistic, ci este o afirmare a principiilor care duc tocmai la izbăvirea noastră, în același domeniu al părtășiei, cred apogeul ei este atins tocmai de această împărtășire cu trupul și sângele Domnului Isus. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie de frângerea trupului și curgerea sângelui nostru, pentru că El, Domnul Isus, ne-a făcut și pe noi părtași la jertfa Lui. Ori, nu este aceasta cheia părtășiei. Nu înseamnă părtășie să-i faci pe ceilalți să participe la bucuriile și necazurile tale? Tocmai aceasta este părtășia. Tocmai aceasta este ceea ce a făcut Domnul Isus. ne inclus în jertfa Lui. Ori, cina este o reprezentare excepțională a acestui fapt. Dar cina nu este numai o garanție a vieții, o garanție a ispășirii, ci este și o garanție a viitorului. Domnul Isus spune așa în versetul 29. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția tatălui meu. Suntem tot în capitolul 26. Cu alte cuvinte, Domnul Isus ne spune că cina nu se sfârșește odată cu venirea sa pentru a doua oară. Ea va continua și atunci, ca o amintire a modului în care noi am ajuns în această stare de izbăviți. Iată, dragi prieteni, câte lucruri minunate, ne spune această cină. Ea nu este deloc una obișnuită și mesajul ei este minunat. Dar să nu uităm contextul cinei, timpul în care a fost ea instituită și anume înaintea prinderii Domnului Isus. Nu mai este mult până atunci, dar mai este un eveniment care nu trebuie trecut cu vederea. Suntem încă în capitolul 26 al Evangheliei după Matei, așa cum spuneam, și începem să citim de la versetul 31. Atunci Isus le-a zis, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris: Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi invia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis: Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat, îți spune, a zis Isus, că tu, chiar în noaptea aceasta, Înainte ca să cânte cocoșul, Te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns: Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Domnul Isus le spune pentru ultima oară ce se va întâmpla cu el. Nici de această dată ucenicii nu pot înțelege despre ce este vorba. Așa cum o să vedem, abia atunci când Duhul Sfânt va veni peste ei, își vor aduce aminte de aceste lucruri și vor înțelege, de fapt, ce le-a spus Domnul. Dar până atunci ei se grăbesc să-L asigure pe Domnul Isus că nu-L vor părăsi. Cine este cel care susține cel mai aprins acest lucru? Bineînțeles, Petru. El a fost mereu primul în declarații. El era mereu prompt în a luat cuvântul și o face și de această dată. Numai că nici el nu se cunoștea așa cum îl cunoștea Domnul. În acel moment era dimineața de vreme, dar seara, până să se cânte cocoșul, Petru se va lepăda nu odată, ci de trei ori de Domnul Isus. După ce cântă psalmii Halel, este vorba de psalmii de la numărul 111 până la 118, Domnul Isus ia pe unii dintre ucenici pentru a se ruga. Atunci Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețimani și a zis ucenicilor, Ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mânească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai departe, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Trebuie să dăm atenție rugăciunii pe care o spune Domnul Isus. El vorbește aici despre un pahar pe care l-ar vrea departe de el. Paharul reprezintă crucea, iar conținutul este păcatul nostru. Mai mult decât moartea și mai mult decât teribila suferință de pe cruce, este ceva ce se pare că noi nu înțelegem. Este vorba despre faptul că Domnul Isus, cel fără păcat, neprihănitul, este făcut păcat pentru noi. Pe cruce, păcatul întregii umanități a fost pus asupra lui. Și nu este vorba aici de un sens judiciar sau academic, ci este sensul real. Atât de real încât Dumnezeu Tatăl a trebuit să-și întoarcă fața de la Dumnezeu Fiul, Domnul Isus Hristos. Nu cred că pentru noi, ființe obișnuite cu păcatul, este posibil să conștientizăm oroarea păcatului, așa cum a simțit-o Domnul Isus. Trebuie observat și faptul că Domnul Isus nu cere să evite crucea, ci ca voia lui Dumnezeu să fie făcută. Cred, de asemenea, că este imposibil pentru noi să intrăm în deplina semnificația ceea ce s-a petrecut în Ghețimani, dar cred că acolo este locul unde Domnul Isus a câștigat victoria asupra păcatului. De asemenea, cred că Domnul Isus a fost ispitit în Ghețimani la fel cum a fost ispitit și în pustie. Observați numai versetul 42. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. În cele din urmă, Domnul Isus acceptă paharul. Deci, cine spune că Domnul a încercat să evite crucea, nu spune un adevăr. El nu a încercat să o evite, ci a fost conștient pe deplin de ceea ce a însemnat ea. Iar păcatul pe care el îl reprezenta era groaznic. Nimeni altul decât Domnul Isus nu putea face acest act de jertfă, această ispășire. Dar în toată această luptă, ce fac ucenicii? Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce, un ceaz n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Domnul îi îndeamnă să se roage, să vegheze pentru a nu cădea în ispită. Cine avea să ispitească? Cine putea să ispitească? Chiar în acele momente, Satan era la câțiva pași de ei luptând cu Domnul Isus. Cine putea să ispitească? Cine ne poate ispiti pe noi? Satan. El este acela care nu s-a temut și nu s-a rușinat să-l ispitească chiar și pe Domnul Isus. El nu se teme să ne ispitească pe noi. Dar Domnul Isus a reportat o victorie pe care, așa cum a împărtășit cu noi și ispășirea și tot ceea ce a implicat crucea, o împartă și pe aceasta cu noi, cu cei aleși de El. Deci, în Domnul Isus noi avem victoria. Dar un lucru pe care trebuie neapărat să-l observăm este ascultarea și supunerea Domnului Isus față de Tatăl. S-a depărtat a două oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. În tot timpul acesta, ucenicii cad din nou de oboseală. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a îndepărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă, Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. De acum lupta era încheiată. Domnul Iisus câștigase împotriva satanei și planul lui Dumnezeu va fi dus la îndeplinire. Probabil că și Domnul a petrecut câteva momente de liniște înainte de a le spune ucenicilor să se trezească. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12 cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Unul din lucrurile care mereu m-a intrigat a fost mulțimea mare de oameni care a venit să-l prindă pe Domnul Isus. De ce oare venit să o gloată atât de mare, așa cum scrie Matei? Se temeau de ucenici? Se temeau de Domnul? Probabil se gândeau ei la puterile miraculoase pe care le avea Domnul Isus. Probabil a venit un întreg corp de gardă din armata lui Pilat. Acestuia, mă refer la Pilat, nu-i plăcea Ierusalimul și de obicei venea acolo numai la mari sărbători și de obicei venea însoțit de o foarte mare armată pentru a-l proteja. Poate că preoții cei mai de seamă ceruseră una din gărzile sale, așa cum au cerut și pentru paza mormântului mai târziu. Oricum, cert este că o foarte mare mulțime de oameni a venit după Domnul Isus, conduși fiind de Iuda. Iuda le dăduse un semn de recunoaștere. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este. Se puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Isus și i-a zis, plecăciune învățătorule, și l-a sărutat. Isus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă. Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Isus și l-au prins. Acum semnul era necesar, întrucât nu erau numai preoți în acea gloată. Apoi ucenicii îi destul de mult cu Domnul Isus. Era deci nevoie de recunoaștere. Interesant este însă că semnul acesta pe care Iuda l-a ales a fost sărutul. Sărutul poate fi fie un semn al acceptării, fie unul al respingerii. În acest caz a fost un semn al trădării. Cred că trădarea este unul din cele mai josnice acte ale umanității. Acum este un aspect pe care doresc să-l abordăm. A fost Iuda vinovat de trădare sau nu? Unii teologi susțin că el a fost predestinat să-l vândă pe Domnul Isus. Ceea ce înseamnă că el nu a fost mai mult decât un robot și nu are nici cea mai mică vinovăție. Dar acest lucru nu este deloc compatibil cu modul în care Dumnezeu a creat primul om. Acestuia i-a fost dată o voință liberă i-a fost dată posibilitatea de a alege. Nu văd de ce Dumnezeu ar fi intervenit apoi pentru a face excepții. Deci Iuda a fost cel care și-a făcut planurile și oricând ar fi avut posibilitatea să le schimbe. A, că el s-a lăsat influențat de diavol să facă ceea ce a făcut, aceasta este foarte adevărat. Dar nu în aceasta constă lupta spirituală? Iuda nu s-a putut plânge de discriminare din partea Domnului Isus nici măcar în ultima clipă. Chiar și atunci, Domnul îl numește prieten. Apoi, dacă avem în vedere starea lui Petru, care se leapă de, de Domnul, dar își plânge păcatul, putem crede că, așa cum Petru a fost iertat, la fel ar fi putut fi și Iuda. Dar a fost nevegherea lui. Astăzi este nevegherea multora și dacă nu ești un instrument al Domnului, oricând poți deveni un instrument al diavolului. Să mergem mai departe pentru că starea Domnului nu este tocmai pașnică. Și unul din cei ce erau cu Isus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea. Acel unul din cei ce erau cu Isus nu este altul decât impulsivul Simon Petru. Probabil el voia să demonstreze ceva. Aduceți-vă aminte de dialogul pe care l-a avut Domnul cu el și ce l a anunțat Domnul Isus. Domnul îi spune că nu va trece mult și el, Petru, se va lepăda dar Petru vrea să demonstreze că nu se va întâmpla așa ceva. Cui vrea el să demonstreze acest lucru? Domnului Iisus? Era oare nevoie? Sau dorea să-și demonstreze sieși că nu se va lăsa înfrânt? Sau poate ucenicilor care și ei asistaseră la acel dialog? Cert este că Petru scoate sabia și taie urechea slujitorului marelui preot. Acum nu cred că Petru a vrut numai să-l sperie pe săracul om. El a vrut să ajungă la capul lui, dar Petru nu era soldat, ci pescar. Mâna lui nu era atât de sigură. Oricum mersese deja prea departe. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu care mi-ar pune în dată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Din nou, o dovadă a cât de puțin au înțeles oamenii aceia cu cine aveau de-a face. La îndemâna Domnului stătea o armată cu care ar fi putut nu numai să alunge garda lui Pilat, dar să cucerească întreaga lume. Dar, aceasta era oare ceea ce voia Domnul? El voia împlinirea scripturii, și nu demonstrarea capacităților militare ale cerului. Adesea ajungem să nu înțelegem scripturile, și în loc să lăsăm să se facă voia lui Dumnezeu, folosim ceea ce El pune la dispoziția noastră pentru a împlini voia noastră. Domnul Isus este un exemplu de ascultare și credincioșie față de Tatăl. Domnul Isus nu are nevoie de apărare, pentru că El voia să se predea. În clipa aceea, Isus a zis gulatelor: Ați ieșit ca după un tâlhar cu sebi și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați spus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Oare nu profețise Domnul lucrul acesta? Ucenicii pleacă toți de lângă el. Acum, nu că ar fi avut nevoie Domnului Isus de ei, Uneori ei erau mult prea siguri pe ei, fără să accepte că Domnul Isus îi cunoștea chiar mai bine decât o făceau ei. Iar lucrul acesta este adevărat și în ceea ce ne privește. Odată prins, Domnul Isus este dus la Palatul Marelui Preot. Cei ce au prins pe Isus l-au dus la Marele Preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Iată-i pe cei ce erau în spatele întregii acțiuni. De fapt, de aici lipsește personajul Cheie, care este de fapt soțul lui Caiafa pe numeana. Pentru că, din punct de vedere administrativ, ei nu puteau condamna la moarte pe cineva, ci numai puterea romană era aceea care făcea acest lucru, lor le revine sarcina de a stabili capetele de acuzare pentru Domnul Isus. Acesta este motivul pentru care era întrunit acest consiliu la mes de noapte. Ceea ce mi se pare interesant este că erau foarte grăbiți. Nu voiau să mai amâne deloc judecarea Domnului. Este clar că de mult se temeau de Domnul. Vedeți, acelea erau zilele în care se celebrau Paștele, iar Ierusalimul devenea un oraș foarte aglomerat. Evreii care veneau din toată țara la Ierusalim, balții care veneau și din țările învecinate, mulți dintre ei nemulțumiți de comportamentul liderilor lor religioși, ar fi așteptat numai un îndemn pentru a începe o răscoală. Se temeau ei că Domnul Iisus tocmai pentru aceasta venise în Ierusalim în acea săptămână. Dar cât de departe erau ei de adevărata semnificație venirii Domnului în Ierusalim în săptămâna aceea? Timpul acela nu era ales pentru că era o putere omenească la mijloc, ci pentru că era vorba de un plan divin, așa cum o să vedem mai departe. Dar să ne întoarcem la Petru. Petru l-a urmat de departe până la curtea Marelui Preot. Apoi a intrat înăuntru și a șezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Iată că Petru nu l-a abandonat, totuși, pe Domnul. Îl urma doar de la distanță este totuși o urmă de curaj în acțiunea lui. El vedea de departe ce încercau preoții să facă. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Isus ca să-l poată omorâ, dar n-au găsit niciuna măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus, Acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în trei zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspuns nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Un alt lucru pe care l-a văzut Petru a fost reacția Domnului Isus. Isus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Da, i-a răspuns Isus. sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Chiar și în aceste momente, Domnul Isus nu face vreun compromis. Mai mult, nu vedem la el nicio atitudine provocatoare. El acționează și răspunde așa cum făcuse tot timpul până atunci. Dar nu se poate spune că în acest ceas din urmă preoții înțelegeau cu cine au de-a face. Pentru ei nu semna decât ca un motiv pentru a scăpa de Domnul. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, A hulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns, Este vinovat, să fie pedepsit cu moartea. Cât de repede au pus sentința, nu aveau nevoie de deliberări. Erau chiar bucuroși că au găsit ceva. Ce diferență! Domnul se roagă pe cruce pentru cei care nu știau ce fac, iar ei se bucură pentru că acuză un neprihănit. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând, Cristoase, prorocește-ne, cine te-a lovit? O, Doamne, noi meritam tratamentul acesta. Noi meritam loviturile și disprețul acela, dar l-ai luat tu pentru noi. Pentru noi și pentru Petru, pe care l-ai cunoscut atât de bine. În câteva momente, Petru este identificat de câțiva oameni de acolo, dar el se leapăde. Se leapăde de trei ori, chiar cu jurământ. Dar atunci aude cocoșul. Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Isus. Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Dar și prieteni, Domnul Isus a luat în locul nostru disprețul, loviturile, pentru că a luat în locul nostru păcatul. Într-un fel sau altul, noi toți suntem lepădați de Domnul și avem nevoie de cântatul cocoșului. Duhul Sfânt este cel care ne dezvăluie lucrul acesta și ceea ce avem atunci nevoie este pocăința cu lacrimi. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.